Interogarea soldului impusă de legislația în vigoare arată situația clientului la data de 31 octombrie 2016 și nu reprezintă o somație de plată sau o avizare, având doar un caracter pur informativ, lămuresc cei de la SCRJ S.A. Potrivit unui comunicat trimis de către companie, toți agenții economici sunt obligați să transmită aceste extrase de cont către toți clienții, în cazul furnizorilor de utilități. Inclusiv abonații persoane fizice sunt clienți și de aceea aceste extrase de cont sunt transmise și către ei. În conformitate cu prevederile legii contabilității republicată, persoanele juridice au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natură activelor, datoriilor, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și a Ordonanței 2861/2009, articolul 1 alineat 1. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natură activelor, datoriilor aparținând altor persoane juridice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar. În această situație, SCRJ S.A. a procedat corect și legal la transmiterea extraselor de cont cu sumele datorate de clienți la data de 31.10.2016, precizează societatea.